O parte din ritualul religios a fost oficiat în aer liber în fața Catedralei Episcopale din municipiul Buzău. În timpul slujbei, o enoriașă cu probleme cardiace a căzut din picioare. Primul ajutor a fost acordat de jandarmi, apoi de către paramedicii ajunși rapid la locul incidentului. Acum e regulă. Însoțit de un sobor de preoți, arhiepiscopul Buzăului și Vrancii Ciprian Câmpineanul a oficiat prima parte a slujbei de înviere chiar pe treptele Catedralei Arhiepiscopale. Veniți de primiți lumina! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne dorim și vă dorim și dumneavoastră, iubiți credincioși, să adunați cât mai multă lumină în suflet. Și această sfântă lumină adusă de la Ierusalim, venită în chip minunat, să lumineze întreaga familie a dumneavoastră, pe toți cei dragi. La finalul slujbei în aer liber, o mare parte din mulțime s-a mutat în incinta lăcașului de cult, umplând până la refuz catedrala. Într-adevăr, foarte frumos. Ne-am simțit deosebit, înălțător. Frumos! A fost splendid. Poate ne vom curăța sufletele și sper să fie așa și în anii care urmează. Ca de obicei, ce să vă spun? Față de anul trecut, multă, multă lume. Anul trecut a fost o ploaie foarte, foarte urâtă. Anul ăsta am avut noroc. Foarte frumoasă, înălțătoare. Părintele a vorbit frumos. Foarte frumos. Credincioșii care nu au putut rămâne la slujba de înviere până dimineața au fost îndrumați către intrarea în seminarul teologic, unde s-a distribuit gratuit pască.